Două importante obiective din municipiu sunt în șantier în acest moment. La piața Astralis se lucrează de zor la hala agroalimentară modernă, care a luat locul vechilor mese și tarabe. Iar pe strada Craznei, lucrările se vor desfășura fără întrerupere atât cât va permite vremea. De noua piață ne vom putea bucura chiar de luna viitoare. Domnule primar, în ce stadiu se află investiția de aici, de la piața Astralis? Suntem aproape de stadiul final. Termenul de finalizare a acestui imobil, a acestei investiții, este 19-11, deci luna viitoare ar trebui finalizată și cred că va fi finalizată lucrarea. Și, sigur, e o investiție care e un pas înainte pentru un comerț civilizat. O să fie aici în hală 72 de mese pe care producători agricoli, comercianții noștri o să poată să-și expună marfa spre vânzare și de asemenea 8 spații pentru comercializarea produselor lactate și a ouălor. Aceste spații o să fie dotate cu vitrine frigorifice, astfel încât consumatorii să poată achiziționa, să poată cumpăra produse de calitate, produse proaspete, sigur pentru siguranța alimentară a acestora. Care este valoarea acestei investiții? Valoarea investiției este 2.500.000, peste 2.500.000 de lei. Sunt bani din bugetul propriu, dar pentru că acest obiectiv face parte dintr-o strategie de dezvoltare a municipiului, a orașului nostru, am demarat-o încă de la începutul anului. De fapt, achiziția a fost, cred, făcută anul trecut, doar lucrările efective au început în acest an și suntem, așa cum ziceam, spre finalizarea acestui obiectiv. Aș vrea să mă asigur și să vorbesc despre seriozitatea celui care a lucrat aici. Este o firmă, n-am să-i spun numele, că nu vreau să fac reclamă, dar este un antreprenor care și-a făcut datoria și a îndeplinit toate măsurile pe care le-am prevăzut în contract la termenele pe care le-am stabilit. Asta ne ajută foarte mult pe noi ca și primărie și, în primul rând, sigur, este un beneficiu pentru toți cetățenii din municipiu că, iată, vor reuși să beneficieze, așa cum am prognozat, de acest spațiu generos, frumos și modern pentru comercializarea produselor. Achiziția a fost doar pentru construcția halei, iar lucrările din jurul acestei hale vor fi făcute cu firma noastră, cu Citadin, și ne dorim și așa am stabilit ca toate aceste lucrări să fie rezolvate și să fie făcute înainte de a da în funcțiune hala respectivă. Așadar, cumpărăturile de Crăciun putem să le facem cu siguranță din această hală agroalimentară. Da, sigur, fără îndoială. Acum lucrăm
la tarifele care vor trebui aprobate în ședință de Consiliu din această lună pentru mese, o să fie licitații pentru mese și pentru spațiile de care vorbeam și, pe urmă, sigur, cei care comercializează produse agroalimentare, produse lactate, pot să își ocupe spațiile pe care le-au licitat, iar cetățenii să beneficieze de aceste spații și de aceste produse ale lor. Pe strada 22 decembrie 1989, strada Crasnei, cum o știu cei mai mulți zeleoani, mai este încă de lucru. Ne vom putea bucura de varianta reabilitată a arterei de circulație de anul viitor. Ne aflăm pe strada Crasnei, una dintre cele mai circulate străzi din municipiul Zalău. În momentul de față se lucrează de zor. Domnule primar, cât mai durează lucrările aici? În ce etapă suntem? Sigur că în acest an o să lucrăm atâta vreme cât ne permite timpul ca să putem face lucrările pe care ni le-am propus și să respectăm graficul de lucrări stabilit pentru acest an, dar termenul final de execuție acestei lucrări este anul viitor, undeva la 1 august. La 1 august această stradă ar trebui să fie terminată cu tot ce am prevăzut ca și lucrări aici și mă refer la partea pietonală, la partea carosabilă și inclusiv la tot ce înseamnă rețea electrică și cablaje pentru firmele de televiziune. Toate aceste lucruri vor intra subteran, deci pe stradă nu o să mai fie nici un fel de cablaj aerian, suprateran. Va fi un canal subteran prin care o să intre toate și să fie postate toate aceste rețele și de televiziune și electrice. Sigur, sunt câteva locuri în care stâlpii de curent au rămas pe trotuar încă, dar ei nu o să rămână așa de bună seamă, o să dispară din trotuar și sigur avem stabilite alte locații în care vor fi amplasați stâlpii pentru iluminatul public. Vor exista și trotuare? Da. O să fie trotuare, o să fie marcată și o pistă de biciclete aici și mă rog, costurile sunt destul de consistente pentru această investiție, dar vreau să informez cetățenii municipiului că este o investiție plătită din bani de la Guvernul României. Deci, practic, cheltuiala nu este suportată din bugetul local. Nu este suportată decât pe o porțiune mică de stradă, dar cea mai mare lungime a străzii, peste 2 km, este suportată din bani de la Guvernul României și mă refer aici la o sumă de peste 6,5 milioane de lei,
67 miliarde vechi și sigur avem o porțiune care n-a intrat în acest proiect și care nu o să o lăsăm deteriorată. La finalul lucrărilor o să continuăm și cu aceea. De unde până unde se va lucra pe strada Crărasnei? De la intersecția din fața primăriei și până la Inserco, după depozitul Angro de la Inserco. Iar noi vom continua pe banii noștri din bugetul local până spre Aghireș, unde va fi și intersecția cu centura ocolitoare care ne-o dorim să se realizeze ca investiție pentru Zălani.